DNA este de vină pentru faptul că România nu atrage fonduri europene, susține un europarlamentar PSD. Victor Boștinaru, aflat la al treilea mandat în Parlamentul European, se declară de acord cu Corina Crețu, care reproșează României că a atras insuficiente fonduri europene, dar spune că de vină este Direcția Națională Anticorupție, care i-ar fi băgat în sperieți pe oficiali. Europarlamentarul PSD susține că autoritățile s-ar teme să semneze contracte cu finanțare europeană, fiind îngrozite că trebuie să își asume răspunderea. Declarația lui Victor Boștinaru vine în Contextul în care comisarul european Corina Crețu, provenită tot din PSD, a avertizat că România pierde bani europeni din cauza lipsei de proiecte și că se simte insultată de atitudinea guvernului român.